Bună amiaza, dragi prieteni, cunoscuți și necunoscuți, de aici și de oriunde v-ați afla. Numele meu este Marius Drăguțoiu și mulțumesc celor mai mult de 350 de oameni care v-ați uitat pe live-ul trecut cu capitolul numărul 1, ia zice eu așa, pe care l-am lălăit, l-am lungit, care ar fi trebuit să fie mai scurt și vă mulțumesc pentru faptul că l-ați urmărit. Și dacă nu l-ați urmărit pe tot, poate ar fi bine să reveniți, că sunt lucruri interesante. De asemenea, dacă țineți minte sau nu ați ajuns până la urmă, în el vă prezentam niște coșulețe din acestea care reprezintă o pasiune de-a mea, ultimă pasiune de-a mea, și vă arăt rezultatul. Este o brioșă. Cum mai istoria brioșei ține sau are loc și este legată de un eveniment interesant. Acum câteva luni de zile am fost să ajut un prieten la Cluj care să toarne o pardoseală din rășine epoxidice pentru un alt amic de-al nostru care se cheamă Paul Escobar. Și Paul, care era foarte mulțumit de acea lucrare, am avut un dialog foarte fain împreună, i-am dat niște terapie, balansare energetică și niște alte mici chestii care le-am făcut pentru ca să simte bine. Și bineînțeles că am ajuns la povestea mea despre Japonia, pentru că, așa cum v-am zis, am călătorit în Japonia mai mult de 3 săptămâni și omul m-a întrebat dacă știu ceva despre bucătăria japoneză. Și bineînțeles că m-am pus în dificultate, am povestit una și alta, dar am tras concluzia că nu știu foarte multe despre arta culinară a diferitelor țări și a diferitelor continente pe unde am umblat, așa că, drept urmare, m-am dus și m-am înscris la un curs pe care am să-l absolv în curând și am să am și o licență de patiser. Este un lucru care mă bucură foarte mult și de acolo era vorba cu această brioșă. Și patiseria asta este un... poate să fie și o refuloare, poate să fie și un lucru care mi l-am dorit să-l fac. Este mai ales de apanajul femeilor, soților, mamelor. Și poate pe undeva, la nivel de subconștient, poate să fie atât pentru mine, cât și pentru voi, o experiență de retrăire a unor stări legate de trecut. Pentru că toată această idee este legată de trecut, așa cum ar zice americanul, mother issues. Da. Dacă sunteți interesat de mai multe lucruri despre mine, mă puteți găsi pe contul meu de Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Și ar fi foarte, foarte fain dacă mi-ați putea lăsa câte un comentariu. Și așa cum am zis și de la trecute, pentru cei care îmi lasă un comentariu acid sau foarte puternic și argumentat, am și niște premii, că așa e în tenis, cum zicea un mare actor român. Dar să revenim la ale noastre. Până să ajung să fac această înregistrare, am mai făcut astăzi vreo 4, din care una am dus-o până la 35 de minute și am constatat la urmă că n-am avut microfon. După aia n-am avut memorie la telefon și uite așa lucruri care le învățăm pe parcurs. Deci, astăzi îmi doresc și am numit capitolul despre cultul strămoșilor. După 4 încercări, până la urmă mi-am dat seama că acest cult al strămoșilor este legat tot despre părinți. Și părintele nu prea este un strămoș, dar este ok. Și ca să-l dedic cuiva, l-aș dedica bunicilor,
pe care i-am cunoscut foarte vag și am avut bunici din trei direcții. Foarte interesant cum trei direcții. Am să vă explic imediat. Am să o dedic bunicilor la modul general care, să zicem, sunt și au fost poate mai bun decât ai mei. Iarăși, partea negativă întotdeauna este mai interesantă și mai este mai intrigantă ceea ce este negativ, pe lângă lucrurile bune, de care nu mi-aduc aminte de absolut deloc în legătură cu dânsii, dar să zicem că o dedic lor și până la urmă tuturora dintre voi care sunteți bunici, pentru cei care veți fi sau ați avut bunici. Bun. Deci, apropo de chestia asta, cu strămoșii, în Statele Unite de vreo 7 ani de zile este un curent foarte puternic lansat de câteva firme de biochemistry, care în studiul lor al DNA sequence și RNA sequence, de secvențele ADN-ului, mai ales în scopuri de a vedea care este rata de, să zicem, rata prin care o boală este transmisă genetic, au făcut aceste studii avansate și printre ele, ca să le dea o tentă comercială, au ajuns și la a afla și a diseca în parte, zicem, proveniența fiecăruia. Și astfel au aflat, de exemplu, în cazul meu, pentru că mi-am făcut DNA-ul, că eu sunt 95% din Europa de Est și asta în conjunctura în care, la un moment dat, am făcut parte dintr-o organizație non-profit, non-profit ultra-super ortodoxă română, și pentru că ea, într-o împrejurare, au aflat că eu vorghesc mogiorul și știu să zic micinal seideș and bosmec, au zis, mă, ăsta este ungur și n-are ce să caute la noi, pentru că noi suntem de veci stăpâna aceea la noi. Anyway, le-am arătat că nu sunt, că sunt oricum ideea că mi-am făcut DNA-ul și am constatat o mulțime de lucruri despre evoluția, migrația, să zicem, strămoșilor, până la urmă, până într-a 7-a generație. Și uite așa, tot din întâmplare, tot prin ei, am descoperit niște rude care sunt a 7-a generație și așa mai departe. Iar în secvența, în studiul secvențe de DNA, sunt la norocosul că nu am probleme care să se transmită și sunt specifice care se transmit prin DNA, cum sunt macula degenerativă la ochi, vorbând despre strămoși. No, o luăm înapoi despre istoria bunicilor. Tatăl meu este născut undeva în sud, în regat, și mama mea este născută în partea de nord a Ardealului, deci în partea de Oradea, exact în Oradea, unde m-am născut și eu. No, părinții tatălui au fost un pic mai avuți, deci bunicul, la fel ca și străbunicul, au avut o carieră militară, deci bunicul a fost plutoner de cavalerie și străbunicul la fel, și tatăl meu a zis, mă, ce frumos ar fi să perpetuăm această profesie, să fii și tu un cadru armate, printre altele. No, și soția bunicului au fost o doamnă, o țără mai stărită, și toată lumea zicea cu coană, zicea dăduța, dar era ultra super limitată și la fel foarte rigidă în modul de a gândi.
O să vă povestesc ulterior despre ce e vorba. Părinții mamei au fost, deci bunicul din partea mamei a fost poștaș, a fost un mare patriot și un mare român și a fost foarte afectat de faptul că în perioada hortistă, deci în perioada acelea de la al doilea război mondial, când Ardealul de Nord a fost sub ocupație, în primul rând, hortiștii l-au obligat să schimbă numele, i-au margarizat numele și evident că l-au marginalizat fiind român. Și l-au acuzat de foarte multe chestii, l-au maltratat și tatăl mamei a rămas cu sechele și de acolo a început să bea foarte mult. Și chestia s-a afectat dinamica familiei. Mama a fost al 13-lea copil la această familie. A fost abuzată verbal și abuzată fizic, comparativ cu cealaltă parte, unde bunicii l-au trimis pe fiu, adică pe tatăl meu, la școala, la liceul militar de la Mănăstirea Dealu. Tot așa, ca informație faină, Mănăstirea Dealu a fost prima școală, primul liceu militar, care pregătea ofițeri de carieră. Printre ei era o parte care ajungea și a servi Casa Regală și o parte erau mai departe trimiși către academiile militare. Și acest liceu militar s-a mutat de acolo către Breaza, poate știți și asta, și de acolo s-a desprins o ramură unde au făcut liceul de la Alba Iulia, tot așa ca și paranteză. No, și bunicul Plutoner l-a trimis pe băiat la liceu militar, acolo liceu Cazon, au început să-i distrugă personalitatea, de l-au făcut foarte obedient. Deci au făcut, să fie un bun ascultător. Pe cealaltă parte, părinții mamei s-au obligat, s-au maltratat copiii și fiecare a încercat să scape cum se poate. De asemenea, bunicul din partea mamei au fost ardeleni și au fost oameni liberi, au fost crescători de porci în Ardeal, în munții Ardealului de Nord. Iar chestia asta, tot așa, ca să ne râdem și să plângem, faptul că străbunicii au fost porcari, a ajuns în dosarul de cadre al tatălui și tatăl meu a fost persiflat de faptul că ăia străbunicii au fost porcari. Dar dacă ne gândim astăzi, să fii porcar ca și crescător de oi, era reprezentat ceva, ca să ne râdem. Bun. Și mai departe, fiecare a crescut în direcția lui, mama a trebuit să lucreze, fiind al 13-lea copil la părinți, și a ajuns să fie, zicem, auxiliar la teatrul de stat și la opereta din Oradea. Vă ziceam cumva cam trei perechi de bunici. Al treilea, pe care nu i-am cunoscut deloc, doar prin intermediul unui mare domn, care a fost primul soț al mamei mele, pe el l-a chemat Mureșan. Și a făcut parte din familia sau încrângătura familiei Mureșanu, care, unul dintre ei, a fost și cel care a scris imnul României. Mureșan a fost orfan, părinții au murit în război, el a ajuns copil de trupă, după care a cântat în fanfara
acelui batalion și ulterior a crescut și a fost instrumentist. Iar în anii comunismului a ajuns să fie director la Filarmonica din Oradea. Așa a cunoscut-o pe tânăra, jună și frumoasa mea mamă. Diferența dintre ei a fost de 20 de ani, dar pentru mine a fost ca un al doilea tată sau bunic și îi datorez tot ce este educația mea pe linie culturală, spirituală, a muzicii acestui om. Și pentru că cânta la instrumente de suflat, în anii 60 a înființat o formație de jazz cu care a avut foarte multe turnee în Germania. Pe vremea aceea, Germania era polul european al jazzului și mari interpreți americani erau mult mai prețuiți în Europa decât în state, începând și a avut plăcerea să-i asculte și odată mi-a povestit că a avut chiar șansa să cânte cu Louis Armstrong, dar în schimb i-a audiat pe Ella Fitzgerald și pe Duke Ellington. Chiar și a văzut odată pe Aretha Franklin. Deci, o altă parte a lumii din acest punct de vedere. Dar încrengăturile și vedeți cum duce, să zicem, evoluția fiecarei persoane și cum încrengăturile și influența regională și tradițiile vor avea și vor afecta destinele oamenilor. Mama mea se căsătorește cu acest domn mureșan, o pe sora mea, după care soțul o mută de la operetă și o trimite bibliotecară, unde doamna Nurlie, frumoasă, cu ochi albaștri, întâlnește un domn ofițer cu ochi albaștri. Și de acolo am eu ochi albaștri. Na bun. Divorțează de Mureșan. Mureșan, un tip extraordinar, în următorii ani, până la moarte, își va dedica anii în a ne educa pe mine și pe sora mea și din punct de vedere am tot respectul post-mortem pentru acest om minunat. Și mama se căsătorește cu tatăl meu și aici intervin problemele regionale. În zona Oradea, pe acea stradă vei găsi unguri, evrei și români. Toți evreii vor ști română și maghiară, toți maghiarii vor ști maghiară și idiș, românii vor ști maghiară și la fel. Și cumva au perceput oamenii aceia primitivi din sud că mama e unguroaică. Și atunci a fost o mare perioadă, zicem, iredentistă, în care până la urmă, întreaga țară a fost împotriva maghiarilor. Cum maghiarii n-au avut nicio treabă cu hortiștii, dar ca idee, prin extenso, așa că au urât-o pe maică-mea la maximum. Și o chestie a culminat în care subsemnatul a fost mai bolnăvicios când era bebeluș, a avut foc hernie, de a plâns foarte mult. Și a trebuit să schimb mediul, altitudine, că nu mi-a plăit la șes. Și un mare medic, pediatru, maghiaro-evreu, la un spital românesc comunist, mi-a zis la mămuca, dacă vrei să salvezi pruncul, trebuie să trimiști copilul un an de zile să schimbe mediul. Și atunci mama i-a zis la bărbasul, mai colonele, că nu era colonel, era un major pe atunci, era major. Dați-vă seama, în anii 62-63 să fii major,
fără niciun ban, că banii erau la restaurante și pe distracții. No, nu contează. Și eu zis, domnule, ce bine ar fi de să-ți trimitem pruncul, să salvăm pruncul, că dacă nu moare, să-l trimitem la ai tăi, unde e la țară, mâncare bună și așa mai departe. Și ca să nu-i deranjăm pe nimeni, trimite și cu îngrijitoare. Și matroana, cucoana, i-a răspuns mamei că noi nu primim maghiari și că fiecare să-și crească cochilul. Și bineînțeles că era caz de viață și moarte, așa, numai ca să înțelegem. Și de atunci s-au rupt complet legăturile între socrii, teoretic, și așa. Și bineînțeles că bulișor, adică eu, a avut de suferit, că eu nu aveam nicio vină pe chestia asta. În fine, m-am aranjat ca să mă trimit undeva la munte lângă Sibiu și l-a obligat pe tata să se mute de la Oradea la Sibiu cu jobul și s-a întâmplat printr-un eveniment pozitiv și așa lucrurile merg mai departe. Dar, iarăși, interesant, și gândiți-vă câți dintre voi nu ați trecut prin acea situație și dacă unii dintre voi vă râdeți și vă distrați de chestiile astea, înseamnă că poate nu meritați să vă uitați aici sau poate sunteți niște dobitoci. Și mi-aduc aminte de iar un alt prieten de-al meu care este scriitor și editor și gazetar și este la Prima TV, îl cheamă Sabin. Apoi nu, Sabin, prietenul Sabin, el îi face proști pe toți. Sau pe cred că îi face și eu pe cei care nu sunt de acord cu anumite lucruri care sunt relevante, care aparțin istoriei și așa mai departe. No. Bun. Și tata n-a avut ce să facă. Ce să facă așa. Și despre tatăl meu vă pot spune că ce căuta el pe la librărie, la bibliotecă, era la Oradea, a fost, la fel ca și Clujul, au fost două orașe care au fost puternic sponsorizate de un mare român maghiar. L-o chema Gojdu. Și acolo era una dintre marile biblioteci, poate la fel de mare ca și aia de la Budapesta. No, și pe vremea aia, tătuca învăța despre tehnologie, pentru că el a absolvit liceul, a fost la o Academie de Grăniceri și chiar în perioada aceea a fost transferat la Oradea pe granița de vest și în perioada din punct de vedere istoric, pentru colegii pompieri, ca să știe, s-a dorit înființarea primului institut de învățământ pentru pompieri, bazat pe istorie, pe tradiție, pe informațiile transfrontaliere, influența austro-ungară foarte puternică și tătuca studia de chestiile astea pentru că a fost întrebat dacă dorește să treacă și a trecut la pompieri și a fost printre cei care au dezvoltat instituția pompierilor în România. Prima dată la Oradea, după aceea institutul școala de pompieri s-a mutat la Sibiu în cadrul celei mai mari instituții militare de învățământ, care era în centrul Sibiului, următoarea, viitoarea nefastă unitate 015-12, dar până în alta a fost transformată în multiple școli militare. Și acum este sediul Academiei Naționale a Trupelor de Uscat. Bla, bla, bla. Așa, no, bun. Și așa a ajuns tăticul la Sibiu. Și poveștile triste continuă, poate am să menționez despre ele cu altă ocazie, dar ce este de menționat și de gândit este... aș putea zice eroismul acestei femei, care este mama mea,
și ce a făcut și câte sacrificii a făcut pentru supraviețuire. Și mă gândesc câți dintre voi știți despre soțiile voastre, despre mamele voastre, despre bunicile voastre, prin câte umilințe au trebuit să treacă pentru a-și proteja familia. Și cât dintre voi ați suferit despre aceste, să zicem, inadvertențe culturale, sociale, regionale, dintre Sud-Nord, pentru că, așa cum știți, comuniștii au făcut foarte mult rău, mutând oameni din stânga în dreapta, încercând să omogenizeze, să-i egalizeze pe toți, și câți au suferit și pentru această suferință merită să se spună lucruri. Și bunicii sau părinții voștri v-ar putea spune la fel de multe despre umilința femeii, umilința bărbatului pentru a-și proteja casa. No. Bineînțeles, unii au trecut mai mult sau mai ușor peste toate aceste lucruri. Deci, cu toate că răgățenii, zicem, un pic mai avuți, dar deosebit de influențați de către societate care stigmatizează femeia cu copil care se căsătorește cu un bărbat, femeia foarte frumoasă care se căsătorește cu un bărbat, femeia cu 10 ani mai tânără care se căsătorește cu un bărbat, femeia care este din Ardeal și știe limba maghiară, se căsătorește cu un răgățan care este plecat în cealaltă parte a lumii și este în acea lume, zicem ghilimele, opulentă a Ardealului, de 10 ori mai civilizat decât partea de sud a țării. No, și de aici conflicte pe care le știți și dumneavoastră, am dorit să le menționez pentru că ele merită povestite. Deci, repet, drama perpetuă a femeii care este câteodată văduvă, când femeia divorțată cu un copil, femeia mult mai tânără care se căsătorește cu un alt bărbat. Chestii lumești, acum în această perioadă nimica nu mai este, zicem, ieșit din comun. O să întâlniți foarte multe femei singure. În America este o mare, mare problemă cu femeile singure, dar marea problemă la american vine de la partea financiară și de la partea financiară pentru care unele femei abuzează pur și simplu de statutul de a fi femeie singură. Despre lucrurile astea o să vorbim foarte, foarte adânc și răspicat despre fundamentalismul femeii americane, despre evoluția ei de la sufragetă până la fundamentalismul formațiunilor noi, cum ar fi Me Too și așa mai departe. La fel, vă mulțumesc, încerc să nu mai fiu atât de adânc și să vorbesc un pic mai puțin. Cred că 30 de minute sunt chiar suficiente. În rezumat, până la urmă, nici nu știu cui să-i dedic. Dar o lăsăm așa simbolic pentru dedicația acestui capitol în care v-am povestit un pic despre lucruri interesante. O seară minunată și ne auzim la partea a doua a capitolului numărul
unul și ceva, sau mai degrabă o continuare a poveștii din ziua de astăzi. Mulțumesc!